Vă salut, prieteni! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. În minutele următoare vom vorbi despre uleiul de cocos și vom vedea beneficiile miraculoase pe care le aduce pentru sănătatea noastră. Uleiul de cocos își merită numele de panaceu, pentru că este prezent în foarte multe forme în viața noastră. Acesta este folosit atât pentru protejarea corpului de diversi factori externi, cât și pentru menținerea sănătății, prepararea anumitor produse cosmetice naturale și, bineînțeles, în bucătărie. Uleiul de cocos este un ulei foarte nutritiv, care se obține din conținutul nucilor de cocos ajunse la maturitate. Uleiul de cocos a fost utilizat de mii de ani, datorită efectelor sale benefice pe scară foarte largă. Mult timp, nuca de cocos a constituit un aliment de bază în alimentația populației din zona tropicală. Ulterior, datorită calităților sale, a ajuns să fie intens folosită atât în industrie, cât și în produsele cosmetice. Uleiul de nucă de cocos este stabil termic, lent în oxidare, rezistent la râncezire, având o durată de valabilitate destul de mare, de până la câțiva ani. Uleiul din nucă de cocos este un aliment complex, dar și un remediu extrem de eficient și valoros atât pentru adulți, cât și pentru copii și femei însărcinate. Uleiul de cocos este unicul dintre uleiurile vegetale care are o concentrație ridicată de acizi grași saturați, care pot provoca o mulțime de reacții pozitive, benefice pentru sănătate. Proprietățile sale se datorează în special acestor acizi grași, acizilor lauric, capric și caprilic. Ei se asimilează rapid în organism și se transformă în energie, motiv pentru care uleiul de cocos este recomandat persoanelor care vor să slăbească și celor care fac sport. Acidul lauric se regăsește și în laptele matern și ne protejează împotriva virusurilor și bacteriilor. Uleiul de cocos conține cu 10% mai puține calorii față de alte grăsimi vegetale. Și mai mult, acest ulei este unul dintre cele mai bogate surse de grăsimi saturate. Aproape 90% din acizii grași din uleiul de cocos fiind saturați. Acizii grași pot avea efecte terapeutice asupra tulburărilor cerebrale, precum epilepsie și Alzheimer. Acest ulei este bogat în grăsimi saturate. Moleculele acizilor grași care îl compun sunt de dimensiuni reduse, ceea ce facilitează o mai bună metabolizare și generare a unei cantități mari de energie. Atunci când este introdus în alimentație, îmbunătățește absorpția unor minerale importante, precum calciu și magneziu, a vitaminelor A, B, D, E și K, precum și a unor aminoacizi. Uleiul de nucă de cocos aduce multiple beneficii sănătății, datorită prezenței în compoziția sa a acidului lauric. Acest acid, atunci când este prezent în organism, se transformă în monolaurin, un compus ce este foarte toxic pentru bacterii, virusuri, fungi și alte microorganisme, datorită capacității sale de a perturba membranele lipidice, practic le distruge. Monolaurina este eficace în lupta împotriva candidei albicans, infecțiilor fungice și boala cutanată numită piciorul atletului. De asemenea, este indicată și împotriva infecțiilor bacteriene, cum ar fi rujeola și virusii, gripa, hepatita C și chiar HIV. De fapt, cercetătorii din Filipine studiază eficiența acidului lauric împotriva HIV-SIDA datorită proprietăților sale antivirale. Acidul lauric nu este toxic, de aceea este recomandat ca o alternativă la medicamentele moderne prescrise împotriva virusilor, infecțiilor fungice și bacteriene.
În lipsa acidului lauric, monolaurina nu poate fi produsă de către organismul uman. Laptele matern este singura sursă de acid lauric. Pe lângă acidul lauric, uleiul de cocos este bogat în antioxidanți, agenți microbieni naturali și acizi antibacterieni caprilic și capric. Astfel, uleiul de cocos are capacitatea de a netezi pielea și în același timp o infuzează cu antioxidanți, atât de vitali în lupta împotriva îmbătrânirii. În plus, conținutul de vitamina E conduce la o vindecare rapidă în cazul arsurilor, a pielii uscate sau cu eczeme. Studiile au arătat că uleiul de cocos este foarte eficient și în lupta cu kilogramele. Conținutul de acizi grași duce la accelerarea metabolismului, deoarece acești acizi sunt mult mai ușor de digerat și transformați în energie. Uleiul de cocos poate fi folosit cu succes ca remediu natural împotriva pneumoniei. În urma unui studiu efectuat pe o serie de pacienți suferinți de pneumonie, ce au consumat regulat acest ulei, s-a constatat o ameliorare și calmare a simptomelor specifice acestei boli. Acest fapt a condus la reducerea perioadei de spitalizare și implicit diminuarea cheltuielilor medicale. Astfel, uleiul de cocos este o alternativă naturală, eficientă și fără efecte secundare a medicamentelor tradiționale. Alte beneficii ale consumului de ulei de cocos sunt reducerea riscului de diabet zaharat, a bolilor de inimă și îmbunătățirea nivelului colesterolului în sânge. Cercetările au fost efectuate pe femei cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani. Unele au fost instruite să ia un supliment de 30 de mililitri de ulei de soia, în timp ce restul au luat un supliment de 30 de mililitri de ulei de nucă de cocos pe parcursul a 12 săptămâni. Subiecții au făcut și câteva exerciții moderate ca intensitate în toată această perioadă. Rezultatele studiului au scos la iveală că, deși toate participantele au prezentat o scădere a indicelui masei corporale, numai femeile care au luat suplimentul din ulei de nucă de cocos au prezentat o scădere notabilă a circumferinței taliei. Acest lucru a condus implicit la scăderea riscului de boli precum diabetul zaharat de tip 2 și bolile de inimă. Studiul a arătat de asemenea faptul că participantele au prezentat o îmbunătățire a nivelului colesterolului în sânge. În urma cercetărilor, s-a constatat că uleiul de nucă de cocos ajută la prevenirea osteoporozei, deoarece acesta ajută la absorpția nutrienților precum calciu și magneziu, minerale esențiale în lupta cu această afecțiune. Mai mult, acizii grași din uleiul de nucă de cocos produc mai multă energie decât țesut adipos, îmbunătățind astfel metabolismul și prevenind oboseala. Și în boala Alzheimer, rezultate obținute au fost remarcabile și neașteptate. Doctorul Mary Newport, după ce a eșuat în a obține un tratament pentru demența soțului ei, a descoperit că uleiul de nucă de cocos natural conține trigliceride cu lanț mediu, MCT. Prin urmare, aceasta i-a dat soțului ei o lingură de ulei de nucă de cocos de 2 ori pe zi, timp de o lună și jumătate. Și l-a văzut aproape complet recuperat. În afară de beneficiile pentru sănătate despre care v-am vorbit, uleiul de nucă de cocos mai are și alte utilizări. Protejează împotriva cancerului, HIV-ului și altor boli infecțioase. Ucide bacteriile și paraziții, cum ar fi viermii plați, asemeni unei benzi și distomatoza hepatică, sau fascioloza, o boală parazitară a ficatului, consecutivă infestării cu fasciola hepatică, numită și gălbeaza mare a ficatului. Ușurează refluxul de acid, ajută la o bună funcționare a intestinului.
reduce incidența de hemoroizi, vindecă și ameliorează problemele intestinale, calmează durerile de urechi, ameliorează simptomele legate de extinderea prostatei, întărește ficatul și protejează împotriva degenerării acestuia, reduce inflamarea articulațiilor și mușchilor, ușurează neuropatiile și mâncărimea de diabet, ajută la tratarea stărilor de depresie și a anxietății, îmbunătățește circulația sângelui și calitatea somnului, înlătură machiajul fără lacrimi și în mod eficient. În acest caz se înmoaie o dischetă în ulei de cocos și cu mișcări delicate se curăță ochii sau tenul de impurități ori machiaj. Ajută fără probleme și în cazul machiajului rezistent la apă. Este un remediu eficient pentru călcâiele crăpate. Uleiul de cocos hidratează și protejează călcâiele de factorii externi care favorizează apariția acestei afecțiuni. Albește dinții prin periaj sau curățare cu o dischetă de machiantă înmuiată în ulei de cocos. Previne vergeturile în timpul sarcinii prin masaj zilnic. Ajută la decolorarea petelor solare sau a celor cauzate de vârstă prin masarea zilnică a locurilor respective. Îndepărtează celulita. O combinație deosebită și eficientă în lupta cu celulita o constituie un amestec din 250 de ml de ulei de cocos și 3-5 picături de ulei esențial de grapefruit. Se uniformizează amestecul într-un borcan de sticlă cu capac și se aplică zilnic în zonele cu probleme prin masaj energic. Îndepărtează păduchii. Un remediu eficient pentru această problemă se obține amestecând ulei de cocos cu oțet din cidru de mere. Calmează acneea dacă este utilizat cu regularitate și răbdare. Accelerează, cum spuneam, scăderea în greutate dacă este administrat zilnic. Accelerează regenerarea și creșterea firelor de păr dacă este masat pe scalp zilnic. Crește absorpția de calciu și magneziu dacă este administrat zilnic, aspect demonstrat în urma unor studii de specialitate. Conform cercetărilor, pentru a beneficia pe deplin de beneficiile acestui ulei, un adult ar trebui să consume 3 linguri și jumătate în fiecare zi. Uleiul de nucă de cocos nu are efecte secundare cunoscute. Cu toate acestea, dacă este folosit într-o dietă săracă în grăsimi, o reacție adversă frecventă ar fi diareea. Este recomandabil să se înceapă cu o cantitate mică la începutul administrării. În țările producătoare de nucă de cocos, se consideră că uleiul de nucă de cocos este benefic pentru femeile gravide și pentru cele care alăptează. Occidentalii îl folosesc pentru o dietă săracă în grăsimi, cu toate acestea, femeile sunt avertizate să nu experimenteze uleiul de nucă de cocos în timpul sarcinii, dacă organismul nu este obișnuit cu acesta. Dacă ați folosit uleiul de nucă de cocos cu regularitate, fără reacții adverse, nu există niciun motiv pentru a întrerupe consumul. Uleiul de nucă de cocos poate fi folosit cu succes acasă în tratamentele destinate îngrijirii pielii și părului. Conține acizi grași unici care pătrund rapid în structura firului de păr, hrănindu-l în profunzime. Masarea scalpului cu ulei ne poate ajuta să scăpăm de mătreață. Mătreața este cauzată de pielea uscată sau de o condiție internă fungică, care a ajuns la nivelul scalpului. Prin folosirea regulată, acesta poate ucide ciuperca și poate elimina problemele cu mătreața. Uleiul de nucă de cocos este un excelent balsam pentru corp, deoarece grăsimile din conținutul său acționează în profunzime, hidratând și în același timp acționând ca o barieră naturală împotriva radicalilor liberi. Acest ulei oferă de asemenea protecție solară de 20% împotriva radiațiilor ultraviolete.
În alimentație, uleiul de cocos este rezistent la temperaturi ridicate și nu se oxidează ușor. Punctul de ardere este la 180 de grade Celsius. Prin urmare, el poate substitui cu succes la gătit și la prăjit untul, margarina și alte uleiuri sau grăsimi. Se poate adăuga în prăjituri, în salate, chiar și în ceai sau lapte, deoarece crește absorpția fitonutrienților și antioxidanților. Se poate consuma simplu, tartinat pe o felie de pâine sau ca și supliment, una până la 3 linguri pe zi. Uleiul rafinat de cocos în stare solidă are o culoare alb-gălbuie, bine omogenizat. În stare lichidă este gălbui la culoare. Uleiul virgin, presat la rece, în stare solidă, este alb. Poate fi omogenizat sau poate avea aspect de gheață albă. Culoarea mai este influențată și de gradul de filtrare al uleiului. Astfel, un ulei presat la rece foarte bine filtrat va fi de un alb imaculat, fără depuneri pe fundul borcanului. Un ulei presat la rece, mai puțin filtrat, poate avea depuneri maronii pe fundul borcanului. Depuneri care nu sunt altceva decât fibre din nuca de cocos, rezultate în urma procesului de presare. Așadar, dacă observați pete maronii sau depuneri maronii pe fundul borcanelor de ulei de cocos presat la rece, nu vă speriați. Uleiul este foarte bun, înseamnă doar că a fost puțin filtrat, ceea ce până la urmă este un beneficiu.